Angela Ianușević, iată echipa lui Viper, Sophie Borierson și Julie Paulsen, cei doi portari. Jucătoare de semicerc, Martina Andersen, Yamina Roberts, Vilde Jonasen, Silieva de Tuva, Sersia și absențe de lungă durată, Ana Debelici însărcinată și Carine Dalm. Pe partea cealaltă, Rapid, cu Gonzalez, Buceschi, Casoma, Ciucă, Lopez, Bez, Mögensen, Corșo, Surele Canor, din Germania, Rameș, Tiagaraș și Sureș, Tiagaraș. Yasmine Roberts, una dintre titularele lui Vipers, și în atac și în apărare, joacă pozițional în Inter stânga. Diana Ciuc, cea mai bună jucătoare, cea mai în formă jucătoare a Rapidului, are procentaje de peste 40% în ultimele două meciuri cu Viper și cu meciul precedent Crim. Cu Crim, da, acea victorie din polivalentă. Și să deslușim așezarea lui Hlavati, Arcos, Abing și Roberts, normal, Ciapcet în pivot, extrema dreaptă Gnedikova, extrema stângă Naes. Este echipa tip pe care o poate alinia slovacul. Da, ataca lui Vipers cu Abing, nou venită la echipă de la Odense, Abing cu Roberts, mai departe Arcos, forțată să joace în Inter dreapta, Roberts faultată, Rapidul trebuie să se apere tare, vine Gnedlikova și ratează, scăpăm fără gol la primul atac al campioanei Europei. Ducem fața a doua, dar s-au repliat viperele acum, Buceschi pentru Fraga, pasă la Casoma și pe mâna dreaptă scoate Borierson. Cu o ratare de ambele părții din poziția pivotului, Ciapce, dacă cădea Fraga poate îi dădea fault în atac, Gnedikova și se așează poziționalul pentru Vipers. Borierson a apărat foarte bine în prima repriză de la București, atunci când Vipers conducea la un moment dat cu 7 goluri, 11-4, însă și-a intrat în rol Diana Ciucă alături de Eliza Buceschi. Au fost motoarele cu care Rapidul a reușit să revină și principalul motor, galeria Rapidului, prima intervenție a Dianei Ciucă, rămâne 0-0, minutul 2, Polman, mai departe, Fraga Fernandez, nu poate pătrunde și este atac pozițional pentru Rapid. Iată, interesant, Ginesta pornește cu 3 conducători de joc, este exact formula care a întors meciul de săptămâna trecută. Da. Cele 3 au câștigat, spunem, meciul pentru Rapid, au jucat ultimele 15 minute senzaționale împreună cu Diana Ciucă, care a făcut minuni. Polman, Fraga, împinsă ușor, mingea pentru Polman, aruncă de la mare distanță, vreo 10 metri, și apără Bjørnsen pe mijlocul porții, n-am putut să pătrundem să scoatem măcar ceva la pivot. Arcos ne bagă în semicerc, a închis bine Canor alături de Casoma. 9 metri. Jucătoarea care a faultat, nu, la ultima fază săptămâna trecută, care a provocat acea aruncare de la 7 metri transformată de Ianușević, a terminat în lacrimi meciul de la București. Să spunem că Rapidul este încurajată și în Norvegia de suporteri, suporteri care i-au făcut cadou Catrinei Lunde un tricou săptămâna trecută, asta venind după declarațiile lui Lunde după sfertul de finală din sezonul trecut, atunci când Vipers a eliminat Rapidul, dar Lunde a fost impresionat, a spus că în 30 ceva de ani de carieră n-a văzut un asemenea public. Să n-a, da, n-au dat eliminare arbitrii germani de origine iraniană, a fost trasă de umăr Ciapcet de către Orlan Ecanor, încurajat acolo de sora Salora și de Lorena Ostase, și încep momentele dificile, un 7 metri și apoi avem un minus. 9 metri. Eliza, da, băgat în fața lui Abin, care a înțeles că e 7 metri. Eliza, normal, mai inteligentă decât toate colegiile lui Abin, a venit acolo și a postat în fața sa. Vedem reluare de la fault, a fost fault de eliminare, trasă de umăr. Roberts. Arcos Fentă și Diana Ciucă este și aici peste tot. Este abia începutul partidei și are deja două parade de Diana. E 2-2, dar nu la scor, ci la paradele portarilor. Până acum n-am văzut niciun gol.
Probabil că vom avea, terminând ideea de mai devreme, vom avea cadre cu Catrine Liunde, să vedem că este, cum ar fi să fie îmbrăcată în tricoul Rapidului, cum ar fi. 43 de ani are Catrine Liunde, este accidentată, este convocată pentru campionatul mondial, să vedem dacă va ajunge acolo. N-ar fi prima oară când nu începe pe un turneu final Catrine Liunde, dar îl termină fabulos. Eliza aruncă superbă de la Șol cu pământul, aruncarea sa clasică, și este 1-0 pentru Giuleștence în deplasarea din Norvegia. Abing pentru Robert și Apcet pe zona lor. Abing, Arcos succesivă la extremă și a înscris Arcos. Da, mai vrea haladă de o eliminare, îi place să joace doar în superioritate antrenorului slovac. A atins acolo cu mâna de Eliza Buceschi cehoaica. Această cehoaică care este multiplă câștigătoare a Ligii Campionilor, numai puțin de 6 trofee, 3 cu Chior și 3 cu Vipers. Da, și sper să nu mă înșel, este într-o relație cu antrenorul Hlapati. Buceschi, Fraga, Polman, din nou Eliza Buceschi, interdreapta, a plecat extrem la schimb să intre portarul în bară și avem portar. Avem portar, a venit Diana Ciucă de la bancă și au greșit ele aruncarea și din nou ne întoarcem în atac. Asta cred că e cea mai ușoară parada lui, da, a Dianei Ciucă în cele două dublă, partide, da, mă rog, partida de săptămâna trecută și începutul de acum. A intrat Diana Ciucă pentru că a expirat eliminarea. Rapidul în atac, Asoma, Fraga, Fernandez, Polman vine în centru, Polman pătrunde, foarte bună pasa pentru extrema dreaptă, gol marcat de Lopez. Ca de obicei, geniu creator, Estevana Polman intră la contact pe zona centrală a două adversare și pasează lui Lopez liberă și a revenit și Lopez de vreo 3 partide, joacă foarte bine și Naes ne arată ce valoare are din pozițional. Doar 2 pași a făcut pentru a-și mări unghiul și a fructificat jucătoarea de național a Norvegiei. Naes, cea mai bună marcatoare a finalei Champions League din această vară, a dat 6 goluri, la fel ca și Ana Viahireva. Cele două au dus Vipers către victorie în finala cu Buducnost. Vadea a căzut aici în semicerc împreună cu Fraga Fernandez, care și-a ridicat și ea nivelul. Spuneam tot în ultimile 3 săptămâni, a fost accidentată, de atitudine. A contat mult, da. La toate jucătoarele Rapidului, poate că le-a luat ceva timp să se obișnuiască cu Ginesta, dar amintește-ți meciul cu Icast și pune-l în comparație cu cel contra lui Viper sau cu Crim. Cel cu Crim. Na, diferență foarte mare. Fraga, vine Lopez la încrucișare, Polman, schimbare, foarte bine, ca să ma și scoate un 7 metri faultată de Roberts, blocase din nou Borjesson. Important este că avem 7 metri, să vedem cine vine să arunce, probabil la Corșoș. I-a dat drumul Roberts acolo lui Casoma, bună decizie arbitrilor germani, și Corșoș la punctul fatidic. Și nu Ianușevici. Înscrie în stânga lui Borjesson și Rapid are ritm în deplasare, 3-2 pentru vicecampioana României. Vezi acum să fi fost Eriksson rezerva Catrinei Liunde, ar fi prins probabil poarta. Spun această glumă pentru că Eriksson a jucat fantastic pentru CSM București în victoria de la Debrețin. A terminat cu 49%. Abing a plecat în AES, al doilea pivot din extrema stângă, Ciapcet pe zona lui Roberts, acum Marcos. Roberts a aruncat cu efect pe încheietură întoarsă acolo, a plecat Diana în dreapta, mingea pe mijloc, 3-3. Important e să înscrie colegele Dianei, pe lângă Canor, acea minge. E finalul Ligii Campionilor la handbal feminin în acest an, dar urmează tot la Digi Sport campionatul mondial din 29 noiembrie, unde le veți vedea pe multe din aceste jucătoare purtând alte tricouri, ca Soma, de exemplu, este selecționată națională Angolei. Iată acum primind de la Polman, gol marcat de Albertina Casoma. Polman va fi naționala Olandei, româncele au treaba lor împreună cu Florentin Pera.
Să-i mai spunem o dată la mulți ani lui Florentin Pera. România va debuta de ziua națională la turneul final împotriva statului Chile, cel mai ușor meci al României. Apare superbă și cade pe minge Diana Ciucă pe aruncarea lui Abing. Câtă naturalețe, câtă lejeritate, de senzația. Diana că apără. Alo, ce face? Ce a făcut aici arbitru? N-a mai dat nimic. Și n-a mai dat fault, contraatac. Naes, fata care nu știe să rateze, marchează încă o dată și Viper se egalează după o eroare a celor doi arbitri germani. Adevărat, a avut brațul liber ca suma din înșurubare, dar a fost faultată. Toți arbitrii întorc faza, dacă nu e gol, numai acești oameni care trebuie să împartă dreptatea din Germania au judecat altfel. În fine, e de-abia începutul meciului, să rămânem calmi. Lopez pentru Polman. Fraga, dacă zona centrală minge prea sus pentru Eliza, care intră la contact, blocată de Vade. 9 metri. Mă gândesc că sunt obișnuiți cu nivelul înalt la care se joacă handbalul, dacă arbitrează în Bundesliga. Buceschi. Schimbare direcție, Fraga Fernandez aștepta să fie faultată, nu i-a mai ieșit Tibericei. Și înscriu un gol ușor, primul pe contră prin Gnedicova. 5 la 4, de la 3-2 pentru noi. Meci foarte frumos în care Rapidul ține ritmul și nu este cu nimic mai prejos decât campioana Europei. Buceschi în centru, nu schimbă nimic Ginesta. Joacă în continuare cu 3 coordonatori. Asta este cel mai important, să nu ne pierdem cu firea în atac. Și Biore se arată arbitru că a fost lovit în față. Iată, al doilea gol ușor pentru Gnedicova. Așa s-a întâmplat și în polivalentă când s-au dus la 7-8 goluri diferență. Viperele pe greșelile rapidistelor. Da, mingea a fost în umăr, claviculă și s-a speriat. Boriesen i-a venit adevărat ușor și în falcă, dar nu în față. Lopez a aruncat la poartă și în acest motiv, dacă era minge direct în față, atunci era eliminarea așa din corpul portarului. 80 are. A venit în 2022 de la Bjerringbro, a mai jucat și la Viborg. Încă 21 de minute din această primă repriză, pidarea atacul la minus 2 pe tabelă. Pe reușitele Gnedicovei, Eliza, Corșoș, Polman, din nou Eliza schimb de locuri cu Stefana Polman. Asta la pivot, jucă mult cu Casoma, 9 metri. Da, este o primă fază, să spunem, tacticii gândite de Ginesta și Fortuneanu. Jocul cu pivotul, mai apoi posibil să diversificăm. Dacă mi-amintesc bine, și la București la fel am jucat, am abuzat aceste angajări ale Albertinei Casoma și jocul n-a mers. Acum parcă ceva mai bine, Casoma a ratat odată, apoi a scos 7 metri și a dat și gol. Acum începe acțiunea, a plecat Lopez în circulație, pasă pentru pivot, vine Eliza să susțină și dă mult peste poartă, dar n-avea cum să arunce. Erau două adversare în fața sa cu brațele ridicate. Roberts pentru Naes. O aruncare liftată, n-a mai dat în forță spre liniștea lui Hlavati. 7-4. Un gol Naes, două goluri Gnedicova, ultimele trei reușite pe contra celor de la Vipers. Naes, campioană europeană în 2022, a debutat la național în 2021 la 24 de ani. Time-out pe care l-a cerut Ginesta, antrenorul de 36 de ani al Rapidului. Șapte la 4 pentru Vipers, trebuia să întrerupă măcar ritmul David Ginesta, se impunea acest time-out, să vedem dacă fetele vor fi inspirate. N-au mai găsit soluții clare de a ajunge la poartă, au încercat să arunce de la 9 metri și Lopez și Buceschi, fără șansă, fără a fi pregătită aruncarea. Polman acum. Continuă atacul, Corșoș, Buceschi, Polman, o caută pe Casoba! Gol!
A ieșit acțiunea cu pasa printre lui Polman pentru Albertina Casoma. Prea ușor, parcă a înscris Roberts. Și tranziția negativă, ratează Lopez, a dat în Borjesă. Dar la acest nivel, dacă ratezi de o asemenea manieră în situații de 1-1, un adversar mai valoros, n-ai nicio șansă să speri la mai mult. Se este abia minutul 12, a ultat Roberts, a lăsat avantaj, Abing, Arcos. Apără super Diana, dar a fost faultată Roberts, a intrat la ele Schulze în pivot. E obișnuită Rapidul să revină. Yamina Roberts, jucătoare cu peste 200 de selecții naționala Suediei. Roberts, vine Arcos în centru, se descurcă foarte bine pe această poziție pe care s-a consacrat. Abing, destul de lent în continuare, Arcos pătrunde, dar foarte bine a judecat Buceschi alături de Diana Ciucă această fază. Buceschi a lăsat-o, i-a închis unghiul atât cât trebuie lui Arcos. Nu putea să dea mai bine de acolo cu mâna dreaptă. Ce minge a primit în piept Diana Ciucă, a revenit repede și și-a pus cu echipierele în pozițional. A intrat Hernandez în pivot la Rapid în locul lui Casoma. Lopez vine din extrema dreaptă. Polman. Fraga. Eliza. Nicio șansă să scrie de pe picioare în fața lui Boris, sunt de la 7 metri. Probabil ar trebui să intre și Canor ca să amințe și noi poarta de la distanță, pentru că și-au dat seama vipele ce jucăm. Ne aruncăm din afara semicercului și restau și ne așteaptă Arcos. Da, pentru că deocamdată, cel puțin, am jucat foarte puțin cu extremele. Da. Interesant, scuză-mă, Eliza, iată, și-o apărare centrală cu Hernandez, a venit Gledicova. Abing, dar Diana își face încă o dată treaba. Am satisfăcut o curiozitate la finalul partidei de săptămâna trecută. Am întrebat-o pe Diana Ciucă, să o vedem însă mai important pe Polman Corșo și gol marcat de Rapid. Dacă un portar își numără paradele în timpul meciului, sigur că intuiam pe undeva răspunsul. Ce nu, niciodată mă gândesc la cu totul altceva, mă concentrez pe aruncări, exact, niciodată nu m-am gândit la procentaje sau la număr de parade. Deși ar fi așa interesant, când e mingea în atacul tău, la ce să te gândești? Să rememorezi puțin, da. Încă o ratare, probabil a apărat Diana, noi n-am văzut pe live ce s-a întâmplat. Fraga, superbă, pătrunderea, dar Hernandez îi dă în picior, uită, bine, pe fandare, în genunchiul stâng Borjesson. Da, cam aici sunt diferențele între unele jucătoare. În situații de 1-1, n-ai voie să ierți. Borjesson pe intuiție s-a dus ușor cu faza în stânga și Hernandez n-a mai apucat să dea pe întors. 8-6. Borjesson, un portar înalt, 1,86 m, a venit de la Sävehof. E campioană europeană de junioare în 2013, semicerg, evident, la Schulze. Jucătoare foarte înaltă Schulze, 1,90. Eliza, Polman. Hărțuită, muscula de acolo de vade, cea mai dură apărătoare a norvegencelor. Mai aproape de jumătatea primei reprize. Joc greu, dar menține ritmul. Dacă n-ai fost acele greșeli în pozițională cu golurile pe contra ale norvegencelor, un număr de 3, Rapidul stătea mult mai bine pe tabelă, dar are timp să revină. Eliza, Polman. Lopez, aglomerăm în centru, pasă la pivot! Jocul erau s-au grăbit, oprit, să fluiere faultul. Da, pare în căutări această campioană a Europei, Vipers, Christian Sand, în condițiile în care au plecat Marcheta Jerabkova și Ranhild Valedal. De asemenea, a plecat Jezic, la Brăila, gol marcat de Polman! Jezic, care a câștigat Liga Campionilor jucând fantastic în Final Four, pivotul Dunării Brăila. O vom vedea mâine de la ora 17, meciul între Dunărea Brăila și Borussia Dortmund, returul din ultimul tur preliminar al EHF European League. Probleme la un deget pentru Polman și încearcă Marian Dumitru să îl așeze, cum se spune.
Arcos primește de la Abing. Tomaci. Nedicova, bine, închidem culoarele. Ușor cu pași aici la Nedicova, da? N-a putut să bage mingea la pivot din prima, n-a apărat perfect și avem șansa să egalăm. Fraga. Și intră Canor pentru prima oară. Eliza Bucetti! S-a dat fault în atac. Era o fază de 50-50. Da. Ne-a dat-o nouă. Gol la vinclu pentru Eliza. Era și prin semicerc apărătoarea lor. Ce decizie. Denisa Șandru lipsește la Rapid și Sorina Grozav, care este însărcinată. Marcos, Abing. Extraordinar din șpagat, Diana. A citit-o imediat pe Marta Tomaci, cu acea aruncare în diagonală. Tomaci, acum înscrie. 97. Jucătoare cu imensă experiență, Marta Tomaci. 33 de ani, este campioană mondială în 2015, campioană europeană de două ori, are bronzul la Tokyo. A primit cetățenia în 2015, a evoluat și naționala Croației, tatăl său croat, dar stabilit în Norvegia, este asistent la naționala Norvegiei. A câștigat toate cele trei ligile campionilor, Marta Tomace, fetă bună, Olan Canor se întoarce faza cu 9 metri pentru Rapid, în minutul 17. A reușit Canor să înalțe și să arunce la poartă, să fie puțin mai disciplinat, ar fi perfectă pentru Rapid, însă vorbim de lucruri care par ideale la un moment dat, pentru că ai și adversare pe teren și a zis că de bine joacă în defensivă campioanele Europei. Să sperăm că nu e ceva grav pentru Estafana Polman, care primește în continuare îngrijiri, încearcă să îndrepte degetul acolo. Canor se înalță, nu aruncă. Peste cap. Ianușevici a intrat și ea pe partea opusă. Polman, un greu. Na. Ce arbitri. Nu, nu, trebuia fault. Polman are degetul într-o fașă, prins cu fașă. Prins de inelar acolo, dacă era degetul mic. În fine, trei decizii ciudate ale arbitrilor germani. Așa au judecat, nu pot să spui că a fost cu rea intenție, dar contează. Tomaci, Abing, Arcos, a rotit brațul și da, a lovit-o pe Fraga, dar n-a căzut, Iberica noastră. Abing, mamă, nici nu s-a văzut mingea decât în poartă, cât de tare a dat-o dintre picioare, pe picioare, printre două adversare. Pierdem mingea, n-avem voie să facem asta. Abing. Două goluri cadou și cu încă trei când s-au distanțat prima oară. 5 goluri pe greșeli Rapidului din total celor 11 ale campionilor europene. Da, două goluri consecutive pentru lui Sabin, cea mai bună marcatoare a mondialului din 2019. Acolo a strălucit și Polman, cea mai bună jucătoare declarată. Acum Orlan Canor, Fraga, Fernandez, a intrat și Ianușević în Inter, dreapta, contraatac, am pierdut din nou mingea, abia acum vine în poartă Diana Ciucă și nu poate face nimic, Silie Vade reușește să marcheze. Bine că nu s-a accidentat Diana Ciucă. Continuare aceste greșeli neforțate. Ginesta a ales să joace clasic cu 2 Inter și centru la 9 metri, dacă până acum a făcut-o cu 3 coordonatori. N-au avut timp să se așeze la poziția precedent și a văzut pasa greșită. Canor. Fraga. Împinsă. Minionge la pivot și înscrie Hernandez. 12-8. Și o eliminare. 20. Da. Să vedem pentru cine eliminarea. Poate pentru Ciapcet. Se vorbește multă spaniolă în teren astăzi. 4 jucătoare spaniole la Rapid. Una la Vipers, plus antrenorul nostru. Două, ceea ce și Arcos. Corect, Arcos, da. Uitasem. Am jucat 7-6 și la faza precedentă, ai auzit și pe suporterii români. Dat-o pe Ciapcet, jucătoare adusă de la Elche, în urmă cu 3 sezoane de Oleg Gustav Kstad. Și în ultimile 2 sezoane a fost titulară. Bine, jucând cu Debelici, normal, și cu
pivotul care a venit, da, a brăit la Jezic, dar are mai bine de 5% din timp petrecut pe teren. Ceapceci a crescut enorm în valoare la 21 de ani, are două ligere campionelor câștigate. Da, o jucătoare născută în Camerun, apropo că și Camerunul va fi la campionatul mondial, doar că Ceapceci a fost selecționată de Martin Ambros pentru naționala Spaniei. Probleme cu cronometrul, intervine iarăși observatorul HF. Poate fi campionatul mondial, Costi, cel, în general campionatul mondial este o vitrină de prezentare a unor jucătoare cu imens potențial, mă refer la naționalele mai mici, din care, iată, Angola, care e o națională mică, uite ce jucătoare a dat pentru Rapid. Casoma, Azenaide Carlos, interul dreapta. Da, și antrenor acolo acum este Carlos Viver, fostul antrenor de la Rapid, deci vom vedea și pe Viver la mondiale cum va gestiona acest talent imens al naționalei angoleze, campioana Africii. A văzut-o și pe Lene Rantala. S-a lăsat târziu, pe la 50 de ani. Hai Rapidul sau de sală, da? Tomaci în centru. Și acompaniază, zici că acompaniază suporterii lui Vipers, spectatorii, nu putem să spunem neutri. Arcos, a venit din extrema stângă Hesselberg, intrat în locul lui Naes, Abing. Mingea intră pe lângă Diana Ciucă. Un scris în inferioritate. Canor, fragare, culoar, lasă bine pentru Canor și mai bine scrie Franțu Zoica. Inteligentă fraga, 13-9. Scoate un minge în apărare, acum ar fi ideal, pentru că la omul minus, poarta goală, vor juca mai riscant. Ce bine a protejat Canor la acea pătrundere, s-a dus cu umărul în față pentru a evita contactul cu Nedlikova, care se apăra acolo. 10 minute din prima repriză, 4 goluri de recuperat pentru Rapid. Abing, Arcos, Tomaci. Cum tot a înscris. Nici pași n-a mai făcut. De bine s-a corelat acolo această acțiune norvegianca. Fraga. Bun. Super, pătrunde Iberica și înscrie, da? Greu să te aperi normal acest nivel la omul minus. Și Fraga a rezolvat faza repede. Bine a protejat-o, da, Hernandez, i-a făcut culoarul. Iată aici. Da, Hernandez, care nu e la echipa națională, a pierdut duelul direct, să spunem, pentru convocare cu Ceapcet. Dar foarte bine a făcut paravan Fragăi Fernandez, care a reușit să marcheze. Hesselberg din nou dă o tură și se întoarce în colțul său. Arcos, Tomaci. Iar aceeași fază, dar apără Diana de această dată. Imează Tomaci în imagine că pleacă în centru sau cu pasă și apoi se întoarce pe culoar pentru a fructifica. Abing. Iohannes a intrat acolo în extrema stângă. Arcus-o! L-o aruncă pe al doilea pas și se lasă bine pe minge Iberica. 15-10. Fraga. Orlan Canor, Fernandez prinde greu mingea, va fi atac pozițional, rămâne acolo în extrema stângă Dorina Corșoș, dar n-a avut nicio minge până acum în pozițional. 7-6, au intrat doi pivoți, o vedem pe Lorena Ostase, care așteaptă să-și ocupe poziția. Orlan Canor, Fraga Fernandez, Janusevic obține aruncare de la 7 metri. A doua aruncare de la 7 metri pentru Rapid, prima fructificată de Corșuș, o mână în gâtul lui Janusevic. Această fază rămâne Borjesson între buturi. Fraga Fernandez va executa aruncarea de la 7 metri.
Gol! Ce, cât de bine a dat-o și a liftat în plasa laterală. Parcă a ochit bara. Ce frumos a aruncat fraga. Ce mai face Târgu Jiu? Ești acolo cu scorurile. Da, a câștigat echipa noastră primul meci cu Onoredens. Meci jucat tot la Târgu Jiu, a acceptat suedezele să joace ambele pare în deplasare. 29-27 pentru echipa lui Liviu Andrieș și logic va fi și victorie mâine, se va califica și Energia și CSM Târgu Jiu. A fost la denumirea echipei Energia. Ce fault! Marta Lopez, simpatică ca întotdeauna, cu zâmbetul pe buze. O, pasă la adversar a lui Loi Sabin și Rapidul poate strânge diferența. Ianușević, Fraga Fernandez, forțează culoarul și marchează Fraga. Mai reducem puțin din diferență, dar avem nevoie să scoatem măcar o minge în apărare. Tomaci, Abing, Arcos, Redicova vine și ea, primește, da, avea apărare în semicer și tot am scris ce hoaica, ce bine a luat fața apărătoarei. 16-12 Vipers. Hlavati a fost secund la Gheor, secundul lui Martin Ambros, a fost și secund la Rostov pentru Per Johansson. De asemenea, în Naționala Rusiei, secundul Liudmilei Bodnieva. În ultimii 2 ani a antrenat Rostov și acum a venit, ba nu, a venit ultimii 2 ani, da. A antrenat principal Rostov, a venit încă secundul un an, a fost secundul lui Gheckstadt, da. Și a preluat Vipers. Ce CV de... cum să spun, mai importante numele cu care a lucrat decât echipele la care a lucrat, da. Ca principal, una singură, da. Rostov până acum. Interesant, da. Din Slovacia, unde handbalul feminin nu prea este la putere, dar Naționala masculină se mai califică la turnee finale. Mâine avem 2 meciuri, ne încălzim cu Zagreb, Lubin Ferencvaros de la ora 15 și apoi avem emoții pentru Dunăra Brăila cu Borussia Dortmund de la ora 17, în ultimul tur preliminar din HF European League. Arcos, de versatil este această handbalistă, Roberts, fault în atac, am, da. Avut și noi șansă odată. Da, un bun prilej pentru a vedea echipa Dunării Brăila, dar și pentru a o revedea în poartă pe Tess Wester, iubită în România de suporterii CSM-ului. Mai bine acum să vedem pe Elena Șerban, titulara, da? De la, da, bine, Dunăra Brăila, care a jucat senzațional și în tur, a apărat 15 mingi, portarul. Ce concurență, da. E la poartă pentru Națională. Da. Super, Corșuș mărește unghiuri și aruncă pe întors în scurt. 16-13 pentru Vipers. Nu e deloc rău, dar mai avem nevoie să strângem diferența și să nu mai facem cele greșeli pozițional cu pase la adversar și normal că nu te iartă campioana Europei. Asta în condițiile în care spuneam de concurența în poarta Naționalei. Florentin Pera va trebui să renunțe la un portar din cei 4 convocați pentru trofeul Carpați. Diana Ciucă, Elena Șerban, Iulia Dumansca și Daciana Hosu, Daciana Hosu, da. Care va merge la CSM București în vară. Da. Și în extrema stângă trebuie să anunțe la o jucătoare, unde le are pe Dincă din Diligan și Tănasie. E pe cross, Thomas Hlavati. Cross, cross, nu trebuie să facem nimic altceva, nu putem să facem nimic altceva. Și minge la Yamina Roberts. Vedem dacă iese acțiunea lui Vipers. 3 goluri avans pentru campioana Norvegiei și a Europei. Din 2018 încoace, neîntrerupt campioana Norvegiei Vipers, atunci când au apărut problemele la Larvik. Probleme financiare. Aruncare de la 9 metri. Minge ajunge la Abing.
nu le-a ieșit al doilea cross jucătoarelor lui Vipers. Yamina intrase al doilea pivot, Lara Gonzalez în apărarea noastră, Abing aruncă pe lângă poartă și avem posibilitatea să ne apropiem la două goluri. Canor se înalță pe fals, Ianușević împinsă Canor, acolo trebuia să fie oprit jocul și eliminare. Da. Bine cum s-a agentat Orlan Canor. Și este eliminare, ne dăm seama după reacția publicului. A doua eliminare Cearcet pentru Cearcet. Ce rău a căzut Canor. Bine că n-a pățit nimic la picioare. Rar îi auzim pe suporterii scandinavi să huiduie o decizie, dar mai au și ultrașii lor, să spunem. Ia, așa pe Rareș. Sunt. Da, în centrul imaginii, directorul tehnic al CSM Rareș Fortuneanu. Mai jos era Bogdan Vasiliu. Polman. Hernandez. N-a mai putut să înscrie pe o pătundere superbă, Fraga. Ce stăpânire de sine are și Borjesson. Scoate de la semi-înălțime. Or fi probleme și în convocarea portarilor Suediei. Pentru că și Eriksson a apărat foarte bine. Mai e Filip Aiden, Bunsen. O grămadă de portari buni și naționala Suediei. Din ea va face parte și Yamina Roberts. Abing la extremă și înscrie, de această dată pe un unghi mic pe lângă bară, Johannessen. 17-13, Polman. Pasă în extremă, deschide bine și bară, da. Corșuș, greu să dai boltă peste Borjesson la 1,86 m. A crezut Corșuș că va ieși mai mult suedeza, însă n-a putut să mai schimbe procedeul de execuție. Rapidul a ratat ultimele două acțiuni în atac. Mai întâi prin Franca Fernandez, acum prin Dorina Corșoș. Încă 30 de secunde de inferioritate pentru Vipers. Din păcate, Rapidul n-a reușit să fructifice. Roberts, depășire, 9 metri. A fost blocată de Ianușević, jucătoarea care a dus victoria nesperată vicecampionei în Manșa Tour de săptămâna trecută. Roberts în extremă. Foarte bine și inteligent a fost Diana Ciuca. A stat lângă bară și a întins mâna la lung și gol și noi în poarta Fraga goală. Da? Primul gol ușor pentru Rapid. 17-14. Mai sunt 90 de secunde. Ce boltă superbă. Suporterii rapidiști, probabil românii stabiliți în Norvegia pentru un trai mai bun, dar normal nu și-au uitat rădăcinile și încurajează pe echipa lui Ginesta Bing. 9 metri. Lois Abing și-a petrecut o parte din tinerețe în România, la Baia Mare. A vrut să vină acolo să învețe handbal și a învățat, a devenit campioană mondială în 2019. Gonzalez, după o finală cu Spania, poftim. Blochează aici pe Abing. Gonzalez care s-a acomodat și la Rapid, a revenit după accidentare. După ce și-a petrecut și ea vacanța de vară împreună cu jucătoare de la Rapid și cu alte două jucătoare de la CSM București, aruncă Abing și deviază Diana Ciucă. Ianușević, Polman. Mai avem 30 de secunde. Ianușević, trebuie să calmăm un pic atacul. Fraga Fernandez, Polman pentru Badea. Așa, nimic. Mamă, ce arbitri.
Trebuia să calmăm și să aruncăm în ultima secundă. Așa putem primi gol. Încă 10 secunde. Roberts, Tomaci. Foarte bine, deviem puțin. Abing liberă și înscrie. Păcat de acest ultim gol luat în 5 secunde. Și se termină repriza cu un avantaj de 4 goluri pentru campionul Europei. Dacă avem și noi reluarea de la fază cu extrema noastră, ce s-a întâmplat acolo, e adevărat, în ochii arbitrului. 18-14, Vipers, Cristian Stad, Rapid, după 30 de minute revenim. 44% procentajul paradelor salvatoare. Diana Ciucă are și ea 38, un duel strâns, dar în atac cele de la Vipers au făcut diferența. A fost inspirată și Arcos și Tomaci de când a intrat, de asemenea Abing. Rapidul a ratat destul de mult, a făcut multe greșeli neforțate și ne amintim de acea repunere greșită la adversar de la centrul terenului. Să sperăm însă că David Ginesta a găsit soluții pentru a reduce numărul greșelilor și pentru a-i face fericiți, iată, pe suporterii români și rapidiști care au luat loc în Aquarama Arena din Kristiansand. Prima repriză, Fraga Fernandez, 4 goluri din 6 aruncări, Corșoș are și a 3 din 4, de partea cealaltă la Vipers, Nedicova 4 din 6, urmată de Naes, Abing cu câte 3. La noi Diana Ciuc a fost din nou senzațională, mai bine de 20 de minute, apoi a luat și ea câteva goluri care păreau ușoare, dar nici n-a mai ajutat-o apărarea, să spunem, într-un reveniment, așa cum ne-a obișnuit vicecampioanele noastre. Pasă pentru Caso, faultată, 7 metri. Au fost 2 sau 3 decizii, 2 sigur. Decizia al arbitrului german de origine iraniană, care nu au fost conforme cu realitatea, așa s-a văzut la televizor, dar nu mai contează. Trecem și peste asta și vedem aruncarea lui Corșoș. Înscrie din nou maghiara spre bucuria lui Ginesta. 18-15. Și vedem o altă abordare a lui Ginesta la 9 metri. Are un Inter, Orlan Canor, și doi coordonatori, așa a început, după ce meciul a început cu trei coordonatori, apoi a mers în sistem clasic, doi Inter și centru. Cât a mers Casoma, Rapidul a stat foarte bine în teren, ce a stat aproape de Vipers, apoi s-a făcut diferența. Ainhoa Hernandez a reușit și ea un gol, dar n-a avut atâta realizări ca și Albertina Casoma. Aruncare de la 9 metri, amenințare de joc pasiv pe primul atac al lui Vipers. Abing la coordonare, discută ceva contra cei doi arbitri. Să nu uităm absențele importante din lotul lui Vipers, portarul Catrine Lunde și Interul dreapta Ana Viahireva. Acolo mai au absență pe Ocean Sersian, care este și ea campioană mondială cu naționala lui Krumholz. Da, Fentă, o schemă aici la 9 metri, dar a fost blocată Roberts chiar de Polman, care duce faza a doua. Canor, brațul liber și aruncă în portar. Iarăși ratări care nu și-au rostul la asemenea nivel. Blochează Canor pe repriere la Arcos. 9 metri din nou pentru Vipers. Roberts, Arcos, Ledicova. A căzut apărătoarea, nu s-a dat lui Polman, fault acolo. Consider că a intrat adversarul în ea. Un arbitraj cel mult liber, să spunem, din partea celor doi germani. În această ultimă etapă a Ligii Campionilor din acest an se joacă Zaglebie, Ferencvaros, Esbjerg, Gigas și Mes Krim. Iar la pauză mi-a atras atenția un rezultat din grupa CSM-ului. Bietigheim conduce la Gheor. Aici noi ne așteptam să bată Gheorul, nu? Ca să o țină pe Bietigheim mai jos, dar să ne mai gândim la alții. Să câștigăm noi tot și apoi să vedem calculele. Ar fi cu adevărat o săptămână de coșmar pentru Gheorghe, care a pierdut împotriva lui Ferencvaros.
Sigur, mai are timp o repriză să revină cu Bietigheim. 5 goluri avans pentru Vipers în precedenta întâlnire din această sală. Vipers a câștigat cu 40-31 în returul sferturilor de finală din Champions League în sezonul trecut. Gol marcat de Lorena Ostase, a rămas Polman accidentată. Blocat aici în AES de către Fraga. La ochi. Îl simte Polman. Pare. Plânge. Nu e bine deloc. Și ce istoric al accidentărilor are Stefana Polman și în acest sezon. A fost accidentat, a revenit acum 2 sau 3 meciuri. Dar nu este o tipă care se vaite atunci când n-are de ce. A să vedem. Au. Tot la mână. Da. Tamponată, da, de cercet. Tot la deget se ține Stefana Polman. Emoții și pentru Ginesta, dar și pentru Maion, Per Johansson, selecționerul țărilor de jos, da. A să ne bă ceva la palmă, la tot pumnul, da. Deține de palma dreaptă Stefana Polman. Are treabă, iată, kinetoterapeutul Marian Stan, între cei mai vechi rapidici, să spunem, din club. Și din păcate cu aceea jucătoare are probleme, îndreaptă degete de zor. Jucătoare care acum evoluează mult din contact între în adversare. Și a joacă, dar îi permite tehnica. Are niște depășiri fabuloase Polman. Arcos, Abing, Roberts, Naes, lasă din nou pentru Roberts. Abing în fața sa, Canor a scăpat-o peste poartă, 7 metri. A făcut semn apărătoarei, cine este acolo, Kasoma, că nu s-au înțeles. N-a auzit bine ce a spus Kasoma. Nu le-a ieșit împărțeala jucătoarelor, dar mi se pare totuși o greșeală individuală de poziționare pentru Orlan Canor, care a fost depășită ușor de Lois Sabin, care nu e cea mai rapidă dintre jucătoare. A intrat Capitanović în poarta rapidului. Croata, care va merge și ala echipa națională, Knedlico, va executa aruncarea de la 7 metri pe lângă poartă, mai rar. O ghicise Capitanović, dar n-a mai trebuit să se întrebuițeze prea mult croata. Clavati simte că s-ar putea întâmpla ceva delicat pentru formația sa. Răși la București a avut parcă 8 goluri avans și s-a întors soarta. Canor, Buceschi, mingea pentru Fraga și când cu 2 pivoți. Elizan a plecat extrema la schimb. Fraga bine că a dat pas în gol. Kasoma trasă de short, de tricou. Au văzut și arbitrii, s-au văzut și la televizor. Eliminare. Cine primește eliminarea? Silie Vade. Dacă ar fi primit o ciapcet, ar fi fost ultima ei acțiune din meci, pentru că are deja 2 eliminări din prima repriză. Silie Vade, o apărătoare. Fost interdreapta foarte bun de atac, dar s-a reprofilat în apărare. Iată cum a ținut-o pe Kasoma. Vade, una din supraviețuitoarele finale din 2018 cu Craiova în EHF Cup. Da, minge prea sus și în afara terenului, păcate, cu toată stăruința lui Lopez acolo, care și-a arătat calitatea fizică. -16, din nou în inferioritate Vipers. Atenție, Lopez nu poate pătrunde Naes, era departe. Abing în centru și pentru ea este un rol destul de ingrat să joace în centru, dar asta este, lipsește Viahireva, care poate... Super, ciucă din poartă, poartă! Wow. Pe lângă poartă. Prea multe fei, din păcate, Diana, a imprimat acestei mingi. Și n-am mai găsit spațiul porții, dar asta era una dintre soluții, nu trebuie să enerveze prea rău. Nu se mai întorcea din tavan, dar până la urmă bolta a fost ok, dar nu și direcția.
Revine Abing în centru, în dreapta Arcos. Stânga Roberts. Nedicova se duce al doilea pivot. Nu mai e nevoie că pătrunde pe centru și înscrie. Da, are multe soluții și înscriem de această dată pe repunere rapidă la centru. Au dat el, am dat și noi. Și e minus 3. Iată-i pe suporterii rapidiști. Mai au treabă în această seară, să nu uităm, joacă națională de fotbal a României. Un meci pentru calificarea la Euro Germania 2024. Deocamdată suntem la Euro în Germania, dar la handbal. Nedicova își ajută colegerea la 9 metri, se întoarce în colțul său. Arcos pentru Roberts, Fraga au și canează, a scăpat pivotul. Așa se întâmplă când una dintre apărătoare iese avansat, se creează spații. Și n-a penalizat acolo Tomaci, 22-17. Și apropo de meciul naționalei de fotbal, de la 23:45 vor fi reacții în direct la DigiSport Special, după, sperăm noi, calificarea naționalei, revenirea naționalei la un turneu final după 8 ani. Rapidiști avem? Avem. Horațiu Moldovan. Da. S-ar putea să fie chiar titular, a fost în ultimele partide și n-a scos de atâtea ori. Eliza, Fraga dezvoltă până la extremă, plutește și înscrie superb printre picioarele Biores în Lopez. 22-18. A fix aruncat înainte să cadă în semicerc, când a fandat Biores în spre exterior. Dar s-a pus golul la ele. A uitat să schimbe 17 cu 18. Roberts aruncă din fault. Casoma eliminare. Drumul mai repede ca Soma, normal. Asta și așteaptă. S-a zbătut Roberts. E impresiunea și pe arbitri, dar a fost fault de eliminare. Păcătuim aici, din păcate, continuare. Încurajată Casoma de una dintre colege. Ianușevici, care n-a intrat în repriza a doua, a jucat în prima repriză. Polman în continuare primește îngrijiri. Este în stânga băncii rapidului, încă o eliminare. Canor. O imprudență. Ce a făcut să-i rupă tricou. A doua greșeală pe care Canor o face în apărare, după ce mai devreme a scăpat-o foarte ușor pe Tomaș, parcă. Acum se joacă, spunem, finalul partidei, chiar dacă suntem în minutul 38, apără extraordinar Capitanović fața lui Abing. Ce intuiție a avut antrenorul cu portarii la Rapid, Mehmedalia Mulabdić, bosniacul care a fost și la CSM până în vară și a simțit că Iana Ciucă trebuie să odihnească puțin și Capitanović își face treaba. Are 3 parade până acum. 1 minut și 20 de secunde de dublă inferioritate. Încercăm aeriana spaniolă. Dar Fraga Fernandez n-a ajuns la mingea pe care a dat-o Lopez. 1 minut de dublă inferioritate. E greu de tot. Roberts pasă în extremă, mult prea liberă. Naies. Pe aici Capitanović. Ar mingea printre picioare. Golurile clasice pentru handbalul scandinav. Joacă mă rog cu extremele, dar normal la om în plus așa trebuie să-i joace. Orice formație are este bine pregătită. Plus 5 pentru Vipere, minutul 39. Ce extremă de procentaj e Naes. Foarte rar ratează. Lopez, Eliza, Fraga. E bine. Ca să se insinueze de două adversare, a fost blocată de Arcos și Vade. Avem nevoie de multe faulturi în acest atac. Mai sunt 15 secunde de dublă inferioritate. Ianușevici pasează Fragăi Fernandez. O soluție greșită. Bine că a dat mingea în spatele porții și întârzie repunerea. N-a putut să-și armeze mai bine brațul Fraga Fernandez și a dat ușor cu pământul. Nice. Exersează ca la antrenamente toate procedeele. O liftată peste umărul portarului în scurt. Are de ce să zâmbească. Și-a dus echipa la plus 6.
Cea mai mare diferență de scor pentru Vipere în această partidă, 24-18. Da, două goluri date în dublă superioritate. Cam ăsta este procentajul și au făcut treaba Viperele. Acum Eliza Buceschi, Rapidul în efectiv complet, Ianușević, Fraga, depășire frumoasă și gol super marcat de Fraga Fernandez, acțiune personală în stilul ei. Abing Roberts, iată și pe Naes, încă o dată și acum o dă în lung. O dată în scurt, o dată peste și o dată în lung. Faza prezentă Fraga și fost împinsă pe aruncare, însă arbitrii, vă spuneam, aici se perfecționează Liga Campionilor. Ce braț are Naes, Univa Naes. Albertina, Lorena, you are together in number 3 and number 4. Okay? Yes? Ready? Yes, come on, guys. We have to come back. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, super. Încearcă David Ginesta să-și redeseze echipa. După avansul de 6 goluri luate de campioanele Europei, care au avut și o dublă superioritate și a contat mult, atunci era plus 3, s-a făcut plus 6 și mai avem 19 minute de speranță într-o minune, așa cum ne-a obișnuit Rapidul la atâtea ori. Însă jucătoare trebuie să fie primele care se gândească la acest lucru și să tragă pentru rezultat. Pasă greșită Eliza. Plus 7. Gol marcat de Arcos. Teribil de complicată situația în această grupă B a Ligii Campionilor. Rapidul pare că pierde, rămâne la 7. Vipers vine și ea la 7 puncte. Ferencváros are la Zaglebie. Vine și ea cu 7 puncte. Crim are tot 7 și joacă la Mes. Sunt 1, 2, 3, 4 echipe pentru 2 locuri. Da, destul de delicată situația. Ferencváros era logică, își va reveni. A demonstrat-o și din victoria în campionat de săptămâna trecută cu Ghior. 28-22 și trage normal finalista Ligii Campionilor să iasă din grupe. Vă reamintim, locurile 1-2 direct în sferturi, de la 3 la 6 în play-off-ul pentru sferturi. Zagrebie n-are nicio treabă normală cu punctele această grupă. Fraga Fernandez la 7 metri, gol pentru Spaniolă, 26-20 pentru 3 locuri, 4 echipe, 3 locuri, una singură rămâne sub. Crim, Rapid, Vipers, Ferencváros, da. Ce luptă va fi aici? Esbjerg, Mez și Icast par dintr-o... parcă au bătălia lor pentru primele două locuri. Nu vor avea probleme. Arcos, Roberts a ajuns în centru, Abing în stânga, Desor fa schimbă locuri, pași la suedeză. Corșoș pe contraatac, perfectă, pasă, bine când s-a lovit Lopez de Borisov. În sfârșit un gol ușor și pentru noi, 26-21 și apără Capitanović. Și cere ceva celor doi arbitri, mai apără o dată Capitanović, senzațional! Hai Rapidul, hai! Și își continuă cearta și din priviri, dar și pe voce acolo cu unul dintre arbitrii. Spuneam arbitrii depășiți, da, de unele momente. Semicerc Roberts, asta, și a atins o minge, trebuia dat semicercul, dar uite așa, s-a făcut cu o dublă paradă. S-a arătat pricina, da. Spune, și putem să mergem la minus 4 dacă fructificăm acest pozițional. Are intrat, iată, și Polman. Eliza, schimbare direcție superbă și fructifică jucătoarea noastră. 26-22, 27-22. Ne penalizează mereu la aceste repuneri. A suferit și Hlavati, nu credea că va mai ajunge mingea în poartă.
Era nevoie de o alunecare acolo pentru a scoate mingea de pe traiectorie. A fost aproape Capitanovici, Fraga, Muceschi, Polman. Până la urmă asta e linia de 9 metri care dă randament la Rapid. Iată-o pe Fraga, reușește să marcheze. A venit Capitanovici de această dată și a prins mingea, cum a făcut și Diana Ciucă în prima repriză la poarta din dreapta. Avem jucătoare tehnice, extrem de inteligent acum la 9 metri, care joacă mult pe pătrundere sau cu pivotul, cum face acum Eliza pentru o stasă. Ce să ne dea arbitrii, nu ne dau nimic ăștia. Agață mingea în extremă și fructifică. Hove, intrată în locul Gnedicovei. A fost cam departe de minge Ostase. A bătut perfect, bară gol. Arcos a jucat foarte mult timp din acest meci, greu pentru Colșoș. Lovește în piept pe Bioresen, care a stat la scurs și în sfârșit ratează și ele cu poarta goală. Câte turi a fost capitanul și de la bancă la poartă. E obosită. 29 de ani, 1,83 m, croata care a venit în 2022 de la MES, a mai jucat la Podravka. N-are medalie de aur la Europeanul din 2020, acolo unde Croația a fost cu adevărat senzația competiției, pentru că a fost accidentată, Fraga forțează, n-a mai avut culoar de data asta. A vrut să pună frână, dar n-a mai putut, obosită, normal, și Fraga presăjești fără greșeală și este destul de delicat. Se afetează psihicul, nu mai poți să faci și un astfel de moment care să pierzi. Time of Hlavati. Fiți inteligentă acum în final de meci, folosiți-vă capul. Aveți grijă când se joacă 7-6 și pe repriere. A spus slovacul. Doar 36 de ani a Hlavati. Poate i s-a dat pe mână regina Europei. Da, într-un sezon dificil suferă Vipers și după plecarea marchetei Rapkova, dar mai ales după plecarea lui Gheștad. Încă 15 minute de muncă și speranță pentru vicecampioana României în deplasarea de la Kristiansand. Roberts, Tomaci, aproape de pași, Abing, Roberts, ce bine ne merge și nouă apărarea și a scăpat mingea, Tomaci. Fraga, pătrunde în culoare, a închis bine, Vade, ne-a aruncat-o Naes, inteligentă, da? Ce bine a închis și Naes acolo culoarul. Da, nu s-a orientat, clar, da? Nu s-a orientat Marta Lopez, fusese la un moment dat un culoar acolo, dar a fost ușor pentru apărătoarele norvegiene să strângă. Da, parcă a fost momeală pentru ea, exact. Se întâmplă Roberts. Abing din nou. Robert Abing. Tomaci, dat-o în colțul lung. Minge joasă. A văzut-o târziu Capitanovic. A vrut să plonjeze. N-a mai întins piciorul în stânga. De reluarea. Parcă și-a și înfipt piciorul în podea acolo. Nici n-a mai alunecat. Polman va termina meciul. Probabil nu-și va mai vedea mâna. Două accidentări la degete. Iată-o pe Polman cu o angajare excelentă pentru Ostase, care marchează. Gol și pentru pivotul de național al Rapidului. Așteptate jucătoarele CSM de la Rapid, la Brăila și toate celelalte. Bistrița. Bistrița, da, pentru lotul național de luni, chiar la Bistrița, perspectiva trofeului Carpați.
și apoi lotul de 18 pentru mondiale. Roberts mai greșește și ele. Lopez n-a lăsat mingea în out. Capitanovic. Eliza. Fraga. Avem nevoie de gol. A intrat și Laura Canor în extrema stângă. Tot în 7 cu 6 suntem. Fraga foarte bine. Lopez pe scurt. Nu învinge pe Borjesson. Da. Se poziționează foarte bine Borjesson. Lopez a crezut că va pleca din scurt ușor în dreapta. Nu i s-a întâmplat acest lucru suedezii și are de ce să zâmbească spre colegele sale. 29-24, încă 12 minute și 20 de secunde din meci. Vipers dă senzația că are totul sub control, dar așa i s-a apărut și la București. Și apoi tabela arăta 30-29 pentru Rapid după 60 de minute. Roberts. Da, nu putem să creăm acel Iureș de la București cu câteva goluri rapide, consecutive. Acum Capitanovic, contraatac, Laura Canor, ce bine s-a retras Roberts, a acoperit traiectoria. Da, și era și cu spatele de la întins mâna, simțea că mingea se va duce spre Canor și și-o dă în picior Hovde. Da, păi Roberts, o jucătoare extrem de inteligentă, s-a orientat după modul în care alerga Laura Canor. Și Canor, da, corect. S-a dus acolo. Nu s-a uitat la minge în niciun moment. Hai să dăm gol acum. Fraga, Polman, Eliza. Jucăm 7 cu 6. Doi pivoți. Polman tamponată în piept de uriașa sa adversară. Aici Schulze, o aveți în imagine. Venită de la Metz, jucat în Germania la Bietigheim. Polman încearcă să arunce. Blochează Hovde. Bine joacă în defensivă zonă centrală Hovde. Și la această acțiune a fost Vade și le ia mingea Tomaci. Da, a căutat pivotul Polman, era într-o aglomerație Ainhoa Hernández, nicio șansă. Ultimele 10 minute din meci, 5 goluri avans pentru Vipers. Rapidul poate reveni, dar nu reușește în atac să marcheze ușor, ci nici greu. Tomaci, Abing, Arcos, câtă vivacitate are această handbalistă. Braț de depășire, parcă și-a rupt capul acolo, s-a lovit de Casoma, împinsă de Hernández. A fost atentă Ainhoa Hernández și a blocat-o pe Paula Arcos. Aproape de rapid Paula Arcos, la un moment dat specialiștii o dădeau ca și semnată de vicecampioana României, dar lucrurile s-au schimbat și a ajuns la Vipers. La fel și cu Yasmina Roberts. Acum sezonul 2 ani. În spate, da, da. Acum 2 ani a plecat de la Safranco și acum a ajuns la Vipers. Tomaci în centru, Arcos, amenințare de joc pasiv și semicerc. Schulze nu și-a mai văzut pașii acolo la semicerc, Lopez, și în sfârșit dăm și noi gol pe pătrundere, nu mai facem fault în atac, nu mai pierdem mingea. 29-25. În sfârșit a dat cineva gol, din fericire am fost noi, pentru că rataseră și norvegiencele. Nu le-am văzut nici pe Via Hireva, nici pe Lunde prin tribune. Mă gândesc că dacă erau în sală, ar fi fost reperate de, măcar, da, da, regizor. Da, Via Hireva s-a accidentat rău la genunchi. Fiind în Rusia. În urmă cu 3 săptămâni, da, și probabil s-a operat, n-am mai fost nicio informație despre ea. Habing. Arcos. Venise Gnedicova. Mamă, mamă, ce aruncare are Habing. Cele două semicercuri o dă jos în stânga și Viperele au deja 30 de goluri și mai sunt 9 minute. Împinsă Polman. Polman. 9 metri pentru Rapid. A, din nou pe culoarul pivotului a aruncat Abing spre bucuria lui Hlavati. Eliza. Polman. Înscrie picioare portarului și lasă cu speranțe, dar ni le mai anulează o dată
o jucătoare de-a lui Hlavati de la mijlocul terenului, da? Echipă pregătită, echipă extrem de bine instruită. Știe ce are de făcut când este atacată 7-6 cu repunerea ultra-rapidă, ce l-a spus și Hlavati de fapt la ultimul timeout, 31-26. Pare totuși târzie schimbarea portarului la Rapid. Fraga, acum Polman pentru Casoma. Gol marcat de Rapid. Borieson se repede să repună Rapid și să vedem. E atac pozițional. Capitanović în poartă. Intră și Ciapcet în pivot la ele. Tomaci. Arcos pleacă în circulație, Gnedlikova, Abing. Ce ca să-și deschidă culoarul. Acum ar trebui ridicat prepasivul. Abing nu știe ce să facă, amenințare de joc pasiv, scapă mingea. Casoma acolo s-a înșurubat cu Ciapcet. Eliza, Polman, tare intrat în Ciapcet, scapă Lopez de defaultul lui Abing, 9 metri. Pentru Rapid, apără Bjørnson, aruncare care trebuia să fie surprinzătoare, dar nu și pentru ea. Nu se mai respectă foarte mult pozițiile, se repede rapidistele în atac pentru a recupera. Graba de multe ori strică treaba. Arcos a ajuns la coordonare. Roberts dreapta, Big stânga, de fapt, toate trei sunt extrem de versatile. Pot juca oriunde la 9 metri și asta se și întâmplă. Iată, Arcos a ajuns în locul lui Abing. Abing în centru, Ciapcet ține zona centrală, vine Gledikova. O apără Capitanović, dar Eliza a faultat-o pe Cehoaică, 7 metri. În prima fază a scăpat-o Eliza pe Gnedlikova. Cu fața la poartă, Gnedlikova a scos ușor aruncarea de la 7 metri. Abing față în față cu Capitanović, gol marcat de Abing. Iese Capitanović la schimbare pentru 7-6. A prins-o pe ea tactica asta și nu pe Ciucă. Are de alergat în continuare Ivana Capitanović, încă 6 minute, Polman încearcă pivotul, Polman pătrunde. Oh, n-a putut să scrie Hernandez, da, ratează foarte mult Hernandez. Se și în semicerc Hernandez, trebuia fluierat semicercul, da. Prima repriză a ratat. Iată. Arbitrii, v-am spus, nu prea au valoare de Liga Campionilor, nu prea au ca să nu se deranjeze alții. Roberts. Abing! Ah, cât pe aici Capitanović, dar mingea din piciorul său drept intră în poartă. 6 goluri, 5 minute. Greu de revenit de aici. Casoma. Fraga. Oh, loc, s-a lovit ca de zis, s-a dat fault în atac. Nu cred. Nu cred că e decizia bună, nu cred că s-a dat fault în atac. Va începe anul cu un meci capital pentru Rapid, în deplasare la Ljubljana cu Krim. Să nu uităm de returul cu Ferencváros. Nu urmesc una cu Ferencváros, dar acum și-a revenit și Ferencváros. Toate sunt capitale. Din moment ce vor fi 4 echipe cu 7 puncte în ianuarie și doar 2 locuri, doar 3 locuri sunt valabile, una trebuie să pice. În fine, suntem abia în etapa 8-a. Mai sunt 6. Aruncă din fault. Această acțiune a intrat cu numărul 7, Andersen. A jucat puțin în această repriză, în prima deloc. Foarte bine Eliza pe recuperare, ducem și noi faza a doua, Eliza accelerează și gol! Rapid, 33-28, de când a mai dus Eliza o acțiune atât de rapidă, dată pe acea parte, ea a recuperat. González, Fraga și Eliza.
4 minute, 5 goluri, Vipers în atac, Abing. Poate scoatem și noi încă o minge acum în apărare, să le dăm emoții scandinavilor în final. Anderson deviază, ne scoate Diana Ciucă, revenită. Prospețime de la bancă și cu intuiție. Fraga. Lara Gonzalez a rămas în atac, în Inter stânga, minge ajunge la Caso Mago. Oh, ce frumos! Angoleza boltă peste Borjesen. Două goluri la sări contratimp rapid, suedeza. 21 de ani are această jucătoare, Martine Andersen, campioană mondială de tineret în 2022, cel mai bun Inter stânga în Slovenia. Are deja și o selecție națională a Norvegiei în 2023. Roberts, Ciapcet, Arcos, bingo! N-a fost faultul, ca să nu fie și eliminare. A scăpat doar cu 7 metri. Ia acțiune pe cont propriu de Sorabin, asta face o jucătoare de top, scoate echipa atunci când număr combinațiile în pozițional, scoate un 7 metri. Dacă n-ar fi fluierat arbitrii, ar fi fost gol, pentru că mingea s-a lovit în piciorul Dianei Ciucă și a intrat în poartă. Una din două la 7 metri, 4 din 4 rapidul, Abing, gol. Cât de tare a dat. Și pune mingea în poartă la semi-înălțime, aproape de bară. 34-29. Este victoria lui Vipers, da? Dacă nu putem crede în minuni, pasă la Casoma și acum s-a dus. Mai speram și noi ceva, dar și speranțele uneori trebuie să fie cât de cât aproape de realitate. 5 goluri pentru Vipers, victoria triplei campioane europene, dar să nu uităm rapid, am învins-o acum o săptămână și este extrem de important ce a reușit cu cele două puncte, pentru că logic alte formații n-ar mai putea să o bată pe Vipers, cu care stăm la bătaie acolo pentru calificare. Nedicova! E bine, se infiltrează mereu din extremă. 35-29. Foarte bine a jucat Nedlikova, poate cea mai bună jucătoare a meciului. Rapid iernează aici, până în ianuarie, pe locul 6, plepică pe 6, pentru că Vipers are și colaboraj mai bun, face 7 puncte. Și va urma în 7 ianuarie meciul cu Krim Ljubljana. Până Gol. Atunci, da, Eliza înscrie, până atunci, mâine, nu uitați, la ora 17, avem Dunărea Brăila cu Borussia Dortmund. În manșa retur din ultimul tur preliminar al EHF European League. Și avem și Zaglebie cu Ferencvaros și în funcție de scorul cu care Ferencvaros va câștiga, ar putea să împingă rapidul chiar pe 7. Da. Ciapcet, Arcos, Andersen. Roberts, pasă greșită, recuperează Ciucă din Casoma. Ultimul minut. Lara Gonzalez, dar apără din nou Borjesen. Da, nu prea obișnuită, normal, cu faza de atac Lara Gonzalez. Și este victoria triplei campioane a Europei, care n-are o linie de clasament nemaipomenită. A trei victorii, un egal și patru înfrângeri în primele 8 etape. S-au fost până multe modificări a Vipers și contează foarte mult modul în care ai timp să te omogenizezi. Victorie Vipers 35-30 și Rapid coboară pe 6, Vipers urcă pe 5 în grupa B. Ambele echipe au câte 7 puncte, la fel ca și Krim. Și să vedem ce va face mâine Ferencváros la Lublin. Logic va câștiga și vom avea 4 echipe cu 7 puncte. Veți vedea mâine totul la Digisport, începând cu ora 15. Da, chiar dacă Dul a pierdut împotriva lui Vipers, rămâne cu un an senzațional cu ce a făcut la finalul sezonului trecut, dar și cu victoria contra lui Vipers de săptămâna trecută. Evident că nu e un capăt de țară,
capul sus și munca. 30-23. Am mai avut o victorie în cupele europene. Târgu Jiu a învins-o pe Omereț 29-27. Mâine, Lyubi, cupele europene la Digi Sport. La revedere!